Bun găsit tuturor și binecuvântări! Sunt Nicoleta Sălestar și împreună cu Matei Georgescu, la emisiunea Calea Luminii, vom împărtăși astăzi din ceea ce suntem. Mulțumesc, Matei, pentru că ai acceptat să fii astăzi în momentul prezent, aici și acum și să fim. Mi-a plăcut abordarea ta la, de fapt, răspunsul la întrebarea ce temă să abordăm astăzi și răspunsul a fost nicio temă. Iată că nicio temă mă duce cu gândul la ceea ce Lao Tse ne-a transmis, a ști că nu știi este cea mai mare înțelepciune. A nu ști, dar a pretinde că știi, este cea mai mare slăbiciune. Cel ce a recunoscut această slăbiciune s-a eliberat de ea. Da, mulțumesc, Nicoleta, pentru faptul că suntem aici pe Calea Luminii și că Lumina și Calea Luminii este o cale în care să poți să procesezi mai, ceva mai bine, știi? Iar asta se învață. Procesarea se învață. De la oameni care au învățat să vadă mai bine, știi? Noi putem să vedem ceea ce este în dreptul nostru, pe scara noastră, pe treapta noastră unde am ajuns. Adică, ce înseamnă treapta? Fiecare treaptă evoluției înseamnă cât ai lanterna de mare. Știi? Urci, mai urci o treaptă, ai lanterna și mai mare. Și vezi acolo unde cel aflat încă pe treapta anterioară nu poate să vadă. Așa se face că, de exemplu, acest lucru pe care îl spunem acum nu va fi inteligibil de privitorii noștri decât dacă sunt pe o treaptă suficientă ca lanterna lor de înțelegere și de realizare să poată să aibă, să fie suficient de largă ca să cuprindă ideea asta de evoluție și de treaptă. De câte ori, de pildă, noi ne mâhnim că cineva nu ne înțelege, asta înseamnă că noi ne-am fi dorit ca el să se afle pe aceeași treaptă cu noi. Adică să aibă o capacitate de înțelegere suficientă. Și când noi ne mâhnim, implicit noi nu suntem pe treapta de bună vedere pe care ne-am dorit să fim. Pentru că este limpede că fiecare dintre noi vede cât poate să vadă. Dacă tu îmi spui mie, nu-i normal, Matei, că ce ai făcut și nu știu ce. Sau eu spun ție, uite, trebuia să fie altfel. Asta înseamnă că reciproc nu putem să vedem mai clar ce anume tu ai stârnit în mine și eu în tine. Am pornit de la Calea Luminii și de la trepte, da? Fiecare vede cât poate. Pe măsură ce o treaptă și încă o dată, asta cu treptele și cu procesul de evoluție este ca o hartă cognitivă. Și evoluția este reală în univers, nu este o construcție mentală. Adică, de exemplu, un atom este sub aspectul complexității și al evoluției sub o moleculă. Molecula conține atomi, da? Un atom nu poate să vadă, în ghilimele, nivelul molecular, pentru că el este o componentă mică, integrată în moleculă. Molecula însă poate să vadă atomii, pentru că îi conține. Molecula este o structură mult mai complexă decât un atom. Și pentru că este mult mai complexă, în univers, numărul de molecule este mult mai mic decât numărul de atomi. Și așa mai departe, o moleculă este integrată, de exemplu, într-o, în fine. Și știu că Arthur Koestler, dacă nu mă înșel, vorbea despre holoni. Realitatea este făcută din holoni. Holonul, deci, este un cuvânt generic care stă pentru o entitate care integrează și asimilează, deci, elemente de pe o treaptă anterioară. Adică atomii sunt holoni
care sunt integrați într-un alt holon care este mai mare. Cred că în românește ar fi integroni, ceva de genul. Integroni. Whole în engleză. Integroni. Deci fiecare atom este integrat într-o moleculă care este integrată apoi, să zicem, într-un organism sau nu știu, și așa mai departe. Și cu cât urci pe treaptă, cu atât numărul de holoni de o treaptă mai mare scade și complexitatea crește. Asta este în univers și este constatabilă. Pe Terra, de exemplu. Și asta este o lege a evoluției, de la complexitate mai slabă la complexitate mai mare. Și de altfel știi că sunt acele cercetători de cimatică. Știi, felul în care poți să vizualizezi efectele unei frecvențe sonore. Se pune pe o membrană vibratorie, se conectează la un difuzor și se pune o frecvență. Și pe membrana aia, care începe să vibreze de la membrana difuzorului, sau ea e membrana difuzorului chiar, se pune o pulbere. Ceva care să poată să ia forma, se alinieze în funcție de vibrații. Și o să vedeți, sunt filmulețe pe YouTube, cu cât crești frecvența, de la cu cât crești frecvența, cu atât pulberea începe să se orienteze în forme din ce în ce mai complexe. Așa, deci asta este o lege a evoluției și a dezvoltării. Nu este un construct mental care să n-aibă legătură cu realitatea. Asta înseamnă că și noi suntem supuși aceluiași proces de evoluție, de la forme mai puțin complexe, care sunt mult mai multe, la forme din ce în ce mai complexe, care sunt mai puțini. Așa se face că un Einstein, de exemplu, este mult mai rar decât, nu știu, un om cu intelectul sau capacitatea de înțelegere a fizicii particulelor redusă. Oamenii, deci noi nu suntem egali sub aspectul ăsta. Sub aspectul locului în ierarhia noastră de evoluție unde ne aflăm. Nu suntem egali. Ori, în societatea aceasta actuală, am senzația că există o tendință în care aceste ierarhii de valori să nu mai fie recunoscute și să se propună o formă de egalitarism, de egalitate, înrolată unor rațiuni de corectitudine, care pe fond sunt bune, dar care pot degenera la un moment dat prin acest hipercorectitudine în situații în care, de exemplu, nu știu, elevul de liceu să aibă drepturi mai mari sau egale cu profesorul lui. Păi, dacă un elev este egal cu un profesor, atunci, sub anumite aspecte, și aceste aspecte emană inclusiv asupra raportului dintre ei, atunci procesul de învățare este oprit, pentru că nu mai ai de la cine să înveți. Adică dacă nu ai un vector ascendent și să te lași să consideri că tu nu ești ca cel din fața ta de la care înveți. Dacă nu există un maestru, nu mai există discipol, nu mai există învățare. Și cred că este ceva în societatea actuală care blochează procesul de învățare, pentru că este ca și cum maestrii, cei de la care cu reverență înveți, profesori, nu mai sunt profesori, ci devin egalii noștri. Într-o societate care dorește să acorde drepturi tuturor într-o formă egală. Deci este ca și cum în locul ierarhiei se propune o formă orizontală de plasare a tuturor, care suntem egali sub aspectul vieții. Suntem egali sub aspectul vieții, dar nu suntem egali sub aspectul complexității vieții noastre. Și e ceva aici important, cred. Lumina, uneori unii o mai asociază cu raiul sau acea stare inefabilă de a fi. Ne-am întâlnit într-un context al unui eveniment și am avut trei elemente de
împărtășit, cum ar fi recunoștința, apartenența și iubirea. Pe verticală era cuvântul rai. Luându-ne acum într-un joc al cuvintelor, pe fiecare în parte, recunoștința, să începem cu ea. Ce frumos, da, lumina și recunoștința. Primul lucru este următor, recunoaștere. Noi cunoaștem și avem cunoștințe foarte mari, poate chiar mintea noastră dă pe afară de cunoștințe. Dar nu putem să recunoaștem, adică să ne dăm în spate și să vezi ce ai. A recunoaște presupune o capacitate de a ieși din sistem și de a privi de undeva ce ai. Noi ne simțim incompleți și ne dorim lucruri. Un exercițiu bun ar fi următorul. Să punem stop vieții noastre în acest moment, în acest experiment sau exercițiu și ne dăm deoparte, undeva în spate. Și dându-ne în spate este ca și cum în acel moment privim spre noi, recunoscându-ne, într-un proces de recunoaștere a ceea ce suntem. Deci nu prin cunoaștere, recunoaștere înseamnă a îți reface forma în care te raportezi prin cunoști ceea ce ai. E lizibil ceea ce spun, da? Cu este, pentru că vorbim de acea recunoaștere a celuilalt, unul în celălalt. Prin urmare, noi ne pierdem capacitatea de cunoaștere, adică cunoaștere în sens de a realiza ceea ce avem și ceea ce suntem. Și avem nevoie să ne restartăm, să refacem felul în care ne cunoaștem. Dacă nu ne reîmprospătăm forma în care ne cunoaștem propria ființă și viața și tot ceea ce avem, nu putem să ajungem la recunoștință. Recunoștința înseamnă apreciere a ceea ce ai și ceea ce ești. O senzație de împlinire. Da? Ori, viața e un proces în care noi alergăm după câte ceva. Și ăsta este procesul de cunoaștere ordinară. A reface această formă de cunoaștere înseamnă a ne opri și a spune ai destul, ești destul, e ok, e bine. Majoritatea dintre noi, dacă am fi puși în experimentul pe care vi l-am propus în următoarea postură, imaginează-ți că acum este ultima ta oră de viață. Poți să mori în păcat? Ai avut o viață semnificativă sau nu? Asta este un exercițiu de recunoaștere. Te uiți ca și cum ai pierdut ceea ce ai și consideri că s-a încheiat procesul de acumulare. E suficient sau nu? Pentru majoritatea ar fi trist, insuficient. Și de aceea noi nu putem să murim în păcați. Pentru că nu trăim în păcați. Cum trăiești în păcat? În păcat și în păcat, știi? Cum trăiești în păcat? Păi, trăiești în păcat doar dacă te oprești și simți că ai suficient, pentru că niciodată nu o să avem suficient. În realitatea exterioară mă refer. Niciodată. Alergăm după încă puțin. Corect, nu? Cam asta este. Și avem senzația că împlinirea noastră va urma. Recunoștință înseamnă să simți că nu mai urmează nimic. Nu mai ai așteptări, nu mai aștepți nimic. Te deștepți dacă nu mai aștepți. Recunoștință egal recunoaștere și renunțare în același timp. A renunța la tot ceea ce știi că ești pentru a fi ceea ce ești cu adevărat. Da, renunțare. Renunțarea la ce? Renunțarea la himere. Alergăm după năluci. Asta este, de fapt, orice formă de
La iluzii, la... Ce crezi că o să obții mâine prin asta? N-o să obții, o să obții extern ceva. Uite, dar cât de mult te împlinește acel ceva care l-ai obținut? Asta e experiența, de pildă. Eu nu m-am dus să-mi cumpăr niciodată, de exemplu, o mașină de 200.000 de euro. Și mă întreb cum ar fi experiența asta. 200.000 de euro. Dar mă întreb, zic, fraților, dar de la 15.000 de euro e o mașină foarte bună. Ce are aia de 30? Ok, ce are aia de 50? Dar ce are aia de 100? Mă depășește asta. Dar ce are o mașină de 200.000? Ce oferă? Nu știu. N-am avut experiența asta. Și aș putea spune, aș vrea să am și eu experiența, să văd cum este. Bun, ca experiență ar fi ceva special, probabil că vorbește cu tine mașina aia, nu știu ce face, n-auzi când merge, zici că stă, e izolată, nu, bun. Și aș fi în mașina aia și aș avea o senzație de experiență nouă, e clar. Cu diverse stări, dar aș merge tot cu bagajul meu emoțional în acea mașină. Și aș proceda la fel, probabil că după câteva zile m-aș obișnui și nu aș mai simți și aș lua-o de la capăt. Asta înseamnă că orice proiecție într-un viitor glorios și împlinit pe care acum nu-l ai, apropo de procrastinare, că amâni, este himera și năluca asta. Fie simțim împlinire acum, fie acumul acesta, dacă îl vom tot muta un pic spre viitor, nu o să ajungă niciodată, nu o să fie niciodată. Și deci nu o să putem atinge starea de recunoștință cu această precondiție de recunoaștere. Procesul de recunoștință, deci, este un proces de recunoaștere și de restructurare a felul în care vedem lumea, ne vedem pe noi. Iar și în psihanaliză, Melanie Klein vorbește despre și vede în recunoștință o achiziție mare și târzie a ființei noastre. De la să moară și capra vecinului, la bucuria de a avea un vecin care poate să aibă o capră. E drum lung. Asta nu înseamnă că în lumea noastră vie și nu în lumea teoriei nu oscilăm între poziții de să moară capra vecinului sau și să fii bucuros că altcineva are. Și mai e o diferență. Dacă vecinul meu a reușit să aibă o capră, iar eu nu am, pot învăța de la el cum a reușit să facă. El este maestrul meu, că e mai bun decât mine. Vorbeam de ierarhii și de trept. Să moară și capra vecinului este exact expresia acestui proces de nivelare orizontală în care nu mai există niciun maestru. Nu eu să pot să învăț, să ajung ca el, să fiu mai bun, ci îmi doresc ca el să se coboare la nivelul meu. Dacă toată lumea ar fi funcționat după să moară capra vecinului, rămâneam în permanență în comuna primitivă și ne mâncam între noi. De aceea ne aflăm aici pe calea luminii pentru a vedea că bucuria și recunoștința cum că ai un vecin care poate să aibă o capră, e calea. Și nu altceva. Așa că primul e recunoștință. Continuând jocul cuvintelor, mergem de la recunoștință la apartenență. Cum recunoaștem acel sentiment de apartenență contopit cu întregul și cu natura, cu ceea ce suntem noi ca și esența adevărată? Pe calea luminii, bineînțeles. Primul lucru care mă vine în minte este că lipsa de apartenențe poate fi înțeleasă psihologic vorbind atât prin excluziunile la care strămoșii noștri
au excluderile prin experiențele dureroase, traumă colectivă ale strămoșilor. Sunt persoane din familia noastră care sunt rău famate, rău cuvântate și excluse. De unele am uitat pentru că uitarea este cea mai bună formă de protejare, dar și una de excludere. Iar acești strămoși excluși, care nu aparțineau, au devenit părți din noi, fantome interioare și părți din noi care ne fac să ne simțim ai nimănui, că nu aparținem. Și deci, senzația de apartenență, asta e o poartă către noi înșine. Știi că mulți se simt nedemni, insuficienți, incapabili și rejectabili, marginali, în propria lor ființă și se străduiesc toată viața să dovedească în ghilimele că nu sunt așa. Poți să-ți petreci o viață dovedind și nu ajung să dovedească. Sau să vezi sursa, ce anume te împinge spre a dovedi, ce te împinge acolo. Și să vezi că țipă în tine și plânge și te doare către un strămoș care a fost considerat nebun sau violent. Legile iubirii sunt legi ale apartenenței. Nimeni nu poate fi exclus. Nimeni. Dacă cineva este exclus, atunci se va întoarce această excluziune și se va păstra excluziunea și se va transmite excluziunea. Deci, dacă vrei să ții la distanță pe cineva, de fapt, ții la distanță o parte din tine, un fragment din tine. Asta nu înseamnă că vrei să-ți petreci, nu știu, sărbătorile cu el. Nu, poți să preferi pe altcineva. Preferința e una, excluziunea e alta. Nu cred că ne-am dorit să petrecem viața în proximitatea unor personaje violente din istorie, dictatori care au omorât, nu? Oameni sau... Dar dacă, de exemplu, spui nu se poate ca, nu știu ce, dictator să fi existat, că e un nenorocit, excluzi o parte sadică, malignă din tine. Dacă nu poți să vezi compasiune față de acel dictator, asta nu înseamnă să accepti ca un miel faptele lui. Încerci să te protejezi de ele, dar poți să vezi că omul a face ce face pentru că a primit în sufletul lui o senzație de excluziune pe care o dă mai departe. Te folosește ca și cum ai fi un obiect, pentru că el a fost un obiect, așa s-a simțit. A fost exclus ca ființă umană, ca subiect uman. Și atunci a fost obiectualizat, precum un obiect. Asta este o formă de excluziune. Apartenența este un proces de apartenentizare, cum se spune. Mergem spre apartenență. Este un proces permanent în viața noastră și gradat, în care ne avem treptat, putem să realizăm, să ne subiectivizăm. Adică ce înseamnă subiectivizat? Pe măsură ce te accept pe tine cu toate ale tale, mă accept pe mine cu toate ale mele. Pe măsură ce te accept pe tine cu toate ale tale, nu te mai consider ca o anexă a mea, ca pe un obiect al meu. Umplu lumea cu propriile gusturi, propriile nevoi, propriile păreri. Știi? Trecerea de la narcisism la capacitatea de a putea să-l simți pe celălalt, așa cum e diferența, diversitatea lui. Asta este, de fapt, chestiunea
care susține apartenența. Eu nu pot să aparțin unui grup uman dacă am numai ifose și mă cred împărat. Este simplu și evident. Cu cât îl respecti pe celălalt, cu atât te respectă pe tine. Și te invită să aparții. Iar cheia noastră ca sănătate psihică și fizică este senzația de apartenență. Pentru că noi suntem ființe care ne hrănim energetic din comunicare, din reuniune. Pentru că noi, universul este făcut prin interconexiune și apartenență. Iar metafora asta a grupului, a familiei, este, de fapt, după chipul și asemănarea alcătuirii universului, interexistent, dependent. Suntem ființe dependente de celălalt. Și dacă ceva din noi emană fițe, figuri și fumuri, nu o să poată să stea cineva cu noi. Deci e o chestiune cât se poate de... Și de ce emanăm fițe? Și pentru că ne e greu să tolerăm noi ceva din celălalt, care e de fapt ceva din noi. Deci vezi, pe măsură ce noi reușim să ne, prin procesul ăsta de creștere, să ne reintegrăm câte o parte din noi care e de fapt câte un strămoș alungat și să-l primim așa cum este, cum a fost. Deci părinții noștri, străbunicii noștri, așa cum a fost în fața lumânării, să-i convocăm și să le mulțumim. Cu aceeași măsură, de fapt, ne mărim capacitatea de apartenență în neamul nostru și apoi putem să fim în comuniune cu ceilalți. Părțile violente din noi pe care încă le aruncăm și spunem asta nu, ne împiedică să aparținem. Cam așa. Iată că acceptarea totală de care ne spui, a-l accepta pe celălalt din fața noastră exact așa cum este, fără a dori să schimbăm ceva la el, ne duce la celălalt cuvânt al jocului început astăzi, și anume iubirea. Uh-huh. Nimeni nu poate fi înțeles în totalitate, dar poate fi iubit cu desăvârșire. Da. Și apoi, cuvintele acestea sunt cuvinte care sunt mari. Să iubești cu desăvârșire. Pentru că în realitatea aceasta relativă și duală în care suntem, nimic nu este desăvârșit, este doar săvârșit. Desăvârșirea presupune o închidere a procesului, ca și cum ai ajuns acolo, într-adevăr. Ori noi întotdeauna vom fi un flux în care nu ajungem acolo, pentru că nu putem rămâne pe loc. Viața e un râu. Și atunci viața este într-o săvârșire și nu într-o desăvârșire. E un joc de cuvinte. Poate că vorbim despre același lucru. Iubirea nu poate fi desăvârșită, cel care tace știe. Tăcerea înseamnă iubire. Știi, când Pilat l-a întrebat pe Iisus ce e adevărul și l-a tăcut. El era adevărul pentru că el era iubirea. Ce înseamnă iubirea? Faptul că el accepta și primea tot ceea ce se întâmpla cu el. Și fraților, nu se întâmplau lucruri deloc ok, că era într-un proces. Și nu era într-un proces simplu, era într-un proces care l-a costat tortură și moarte în chinuri. Cine ar fi acceptat asta? Asta e iubirea. Și, într-adevăr, iubirea desăvârșită. Însă, noi nu suntem Iisus. Imităm cumva pe Iisus și El ne arată direcția. Nu știu cine poate să abandoneze și să-și abandoneze propria viață până aici, încât să se ofere întru chinuri. Gratuit, pentru că era clar că era nevinovat. Și i-a spus și Petru, păi, hai să te apărăm. Cum vine ăștia să te ia, că te-a vândut ăla? Și a spus, nu mă apărați. Cum ești nebun la cap, cum să nu te aperi? Și asta este o expresie, e ceva aici important legat de acceptarea răului în lume. A tot ceea ce este jos, frecvențele al distrugerii. Face parte din noi distrugerea.
raiul, apropo de, nu, recunoștință, a apartenenței, iubirei, raiul este pavat cu cele mai rele intenții pentru ca iadul să fie pavat cu cele mai bune intenții. Este ceva aici. Deci ca să ajungi la rai, ai nevoie să poți să fii în conectare cu cele mai rele intenții ale tale. Dacă ești conectat doar cu cele mai bune intenții ale tale, vei genera un iad. Când ești, poți să fii conectat cu cele mai rele intenții ale tale, poți să generezi un rai. E un paradox, firește, că e din nou cunoaștere para lângă și se referă la următorul lucru spus și altfel sau mai clar. Dacă sunt în contact cu mișcările mele destructive, agresive și pot să le mărturisesc pentru că sunt în contact cu ele, probabilitatea de a mai izbucni și de a fi violent cu tine scade foarte mult. Și asta este raiul care înseamnă recunoștință, apartenență. Dacă eu îmi dau seama că pot să fiu de asemenea un dictator, pot să fiu de asemenea un ucigaș de Iisus Hristos, că sunt sadic, să pot să fiu violent. Și dacă sunt în contact cu această dimensiune, adică nu mai este o furie, o mișcare agresivă inconștientă, probabilitatea de a o pune în act scade foarte mult. De aceea, în dezvoltarea personală, ca așa se numește acum, este bine ca să realizăm că avem mișcări destructive în noi și că fac parte din fundamente, știi, că nu fac parte din sistemele energetice de jos în metafora asta corporală a chakrelor, nu știu ce. Ele sunt părți din noi constitutive. Nu le poți arunca, reprima. Zici, pace cu tine. Nu pace cu tine. Poți să ai imediat să fii și al dracului. Că ești al dracului. De altfel, cred că și Iisus a făcut lucruri de genul ăsta. Adică a pus limite, a distrus tarabele negustorilor. Adică și-a exprimat dimensiunea asta limitativă. Poți merge până atât de departe încât să nu recunoști în mod inconștient aceste respingeri? Sistemele... Să crezi de fapt că ești atât de sus, dar respingerea aceea firește, se ție genereze. Asta facem, nu aș zice că e foarte departe de mers, dar asta facem cu toții. Pentru că sistemele de apărare în psihologie, mecanisme defensive, sunt inconștiente. Dacă, de exemplu, uite, să vorbim doar despre proiecție, da? Că și e toată lumea și e tot biblic, nu? Arăți cu degetul și zici, uite ce nenorocit ești, da? Dar nu vezi, vezi paiul din ochiul ăla, dar nu vezi bârna din ochiul tău, da? Pentru că tu ești sursa. Hai să luăm un exemplu. Ia să văd ce exemplu ar putea să... Simt o agresivitate în tine, da? Simt o agresivitate în tine. Și tu spui, nu, că eu sunt... Nu simt o agresivitate în tine. Știu eu că simt. Ceva din mine este înfuriat, da? De context. Arunc pe tine, deci agresivitatea din mine este inaccesibilă conștiinței mele, mă rup de ea, însă energia asta este proiectată pe tine și se întoarce către mine. Nu eu sunt cel furios, tu ești agresivă cu mine. Iar fenomenele astea de apărare, mecanismele astea de apărare psihologică, fiind inconștiente, putem pune mâna în foc că tu ești agresivă, nu eu. Pentru că e inconștient. Conștientizarea e un miracol și se face în condiții speciale. Deci, majoritatea dintre noi pune mâna în foc că răul este în altul, nu în noi. Sistem defensiv, da? Și Iisus a fost pus pe cruce și torturat și bagiocorit.
total nevinovat. Ia-l pe cel mai virtuos și terfelește-l. Da? Pentru că, vezi, polarele se atrag. Cu cât ești mai virtuos, cu atât atragi negreala mai mare, să-i spunem. Și Iisus a spus, a putut să rămână în lucid, lucid de la lumină. Și l-a spus, iartă-i că nu știu ce fac. Da? Adică ce a spus? Vezi că sistemele lor defensive, mecanismele lor de apărare sunt inconștiente. Ei nu știu că fac asta. Și au disociat tot răul lumii și l-au proiectat pe mine. Iar eu am primit tot răul lumii. Am primit răul. Păcatul ce înseamnă? Păcatul înseamnă ceea ce disociezi. Păcatul și diavolul. De aici, dracul și diavolul sunt cei care sunt, cum să zic, metafora păcatului, că te duce dracul în păcat, da? Diabolon și simbolon. Diavol, adică ceea ce este spart, separat, diabolic. Deci, practic, noi spargem realitatea noastră, ne divizăm interior, nu ne acceptăm. Aruncăm pe altul, pe Iisus, da? Revenim la cazul lui Iisus. Și el a fost mâncătorul de păcate, adică mâncătorul de părți disociate din toți cei care l-au acuzat pe nedrept. El a primit aceste păcate, a fost mâncătorul de păcate. Și grație acestei istorii, noi suntem mântuiți cu toții. Suntem iertați grație lui. A luat păcatele tuturor. Cum adică a luat păcatele tuturor? Adică păcatele tuturor oamenilor, adică tot ceea ce noi am aruncat pe Iisus, el a primit. Cine primește toate acestea? Și cine iartă? Ce este chestiunea aceasta? Unde este acest Iisus care iartă? Ca realitate internă, psihologică, reală, cum să-i spunem? Adică ce înseamnă asta? Să ierți ce? Să ierți, să accepți, să integrezi prin iubire tot ceea ce viața îți propune, fără să mai faci precum, nu știu, cei pe care l-au crucificat. Iisus n-a mai reacționat. N-a reacționat. A primit. Din iubire pentru limitelor celorlalți. Imitatio Christi, deci posibilitatea aceasta de a nu arăta cu degetul și când suntem considerați ca fiind nedemni sau greșiți sau vinovați sau ni se pun în cârcă păcatele altuia, atunci suntem jos și ce facem? Le primim? Eventual încercăm să protejăm, să ne protejăm cât putem, nu să atacăm. Și asta este o formă de a face lumea mai bine. Adică în momentul în care ești jos, nu te răzbuni, nu dai înapoi. De ce nu dai? Dar nu faci asta, nu că ți-e frică să dai înapoi, pentru că ai instrumente să o faci. E ochi pentru ochi, poți să putem face. În privința violenței și a jmecheriei și a golăniei, e simplu. Și suntem capabili. Nu despre asta e vorba. Care e calea cea mai simplă? Păi să fii golan. Poți să faci asta. Alegi să nu faci asta. Nu alegi. Poți să nu faci asta. Și să oprești cercul suferinței și al răzbunărilor la tine. Iar lumea asta devine o lume mai bună când poți să oprești. Adică după ce te ridici de jos și ai mijloace să nu faci la fel precum a făcut cel dinaintea ta cu tine. Fii schimbarea pe care ți-o dorești în lume. Asta înseamnă că tu în momentul respectiv poți să faci altfel decât ai primit. Iar asta face dacă fiecare ar putea să limite pe Iisus sub acest aspect, primind necunoașterea agresivă a celorlalți, proiectivă a celorlalți și nereacționând într-o manieră agresivă, ci într-una protectivă, să nu-i spun defensivă,
protectivă în sens nu de frică, știi? Că poți să dai, poți să lovești. Dacă ți-e frică însă să lovești, ai o problemă. Că asta înseamnă că tu nu oprești cercul suferinței și nu limiți pe Iisus, ci ți-e frică să te apeși, să reacționezi în mod firesc. Și asta e o altă poveste. E refularea, reprimarea agresivității, care nu e ok. De aceea spuneam că e necesar să fim în deplinătatea, nu știu, în deplinătate, e prea mult spus, să fim în contact cu agresivitatea noastră. Să putem să reacționăm dacă vrem, dar să alegem să nu o facem. E un moment, știi, când alegi să nu o faci și poți să nu o faci, deși te tentează al naibii să o faci și poți să o faci. E ceva aici important. Mulțumim foarte mult, Matei, pentru împărtășirea de astăzi pe Calea Luminii și iată că putem rezuma cuvântul Rai atât pe verticală cât și pe orizontală, recunoștință și prin tot ceea ce ne-ai relatat, recunoaștere a tot și a toate, apartenență, să acceptăm totul într-un întreg și iubire care le cuprinde pe toate. Îți mulțumim foarte mult și totul se rezumă din tot ce am putut noi transmite la nivel de cuvânt la tăcere, care este totuși răspunsul tuturor întrebărilor. Mulțumesc! Să fie cu Rai tăcut! Mulțumim și infinite binecuvântări, iar tuturor celor care ne-au urmărit și ne urmăresc, le transmitem binecuvântări și ne reîntâlnim cu bucurie la o nouă ediție pe Calea Luminii în următoarea etapă.